Bună dimineața! Afară ninge ca-n povești, e o iarnă frumoasă, fără zăpadă, dar cu primii fulgi, așa că încet, încet acești frugușori o să se așeze peste tot Chișinău. Iar eu, în acest video, îți arăt călătoria mea în Slănic, Moldova, acolo unde am decântat pentru conaționalii noștri, dar și pentru românii din Slănic, Moldova, care se odihnesc la Hotel Eurovacanța. Hai să începem călătoria împreună! Nu ninge cu soare și imediat stăvește totul. Sperăm că în Slănic, Moldova o să fie măcar din soare. El este Oleg, vă salută și vă urează vizionare plăcută la acest video. Ninge, ninge peste șosea, ninge peste căsuța mea, cu mașinuța vreau să mă duc la Slănic să ajung. Iuhuu! Treceți batalioane române, carpații, tanam, tanam, ti-ti-ti-ti-ta. Asta înainte de Sfântul Vasile, da? Înainte de Sfântul Vasile. Și am eu la suflet, bineînțeles cu tricolorul. Ce pot să am eu la suflet? Noi așa la mașină avem tricolori. Domnul Munteanu de la Slănic, Moldova merită o sticlă de vin vinerea din Vale și am venit la Duty Free ca să-i cumpărăm o sticlă. Și aici așa e de frumos. Sania Lămoșcăciun a rămas în Republica Moldova. Sania Lămoșcăciun? Fără Reni. Reni cred că e mâncat cineva. Eu mă duc direct la vinerea din Vale pentru că asta e vinul meu preferat și cred că o să-i placă și domnului Munteanu. Fitească neagă. Acum am oprit la Crasna, la intersecția asta unde sunt două restaurante. Poliana și Popas.
Та-да! Олег, повто бună! Фасоле cu ciolan de porc și pită și murături. E că la tine ciolanul e mai mare decât la mine. Și eu sunt mare. Și tu ești mai mare. Nu cinstit așa. Copii și frați, stați puțin și nu mânați. La mine aici vă uitați, Slănic Moldova, admirați, pitim din noapte. Ne încărcăm cu energie. Ne alimentăm pentru sărbătoare. Poftă bună, Oleg! Am ajuns aici la Eurovacanță și l-am arătat mai devreme de Oleg, care deja mănâncă, pentru că el urmează să meargă la somn. Iar eu o să mănânc mai târziu împreună cu toți oaspeții și până atunci îmi încarc bateriile cu o cafea. Și urmează o noapte lungă în care să cântăm, să dansăm, să ne simțim bine. O să avem azi și capră și urs și lăutari și artiști, Victoria Lungu și Cătălin Crișan. Să fie interesant, o să vă arăt. Prieteni, sunt la Eurovacanță și aici deja a început petrecere. Hai să vă arăt ce se petrece aici.
mai interesant. Faptul că chiar dacă este 13 ianuarie, anul nou destul vechi, dar aici, la această sărbare, avem cetățeni români. Credeam că o să fie mulți moldoveni, adică basarabeni și ruși, dar sunt români. Deci, oamenii îmi petrec de două ori, și pe stil nou și pe stil vechi. Am mulți ani! Y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios quiso quererte para hacerme sufrir más. María me maquitrina, no haga pasta litera, no haga pasta litera, con altra soy tu guitona. Și se pare că am să mor din dor. Zile după zile, dimineți de dor, nopți de loc, senine, clipe care mor. Fără zâmbetul tău, doar cu triste păreri de rău, moroton de singuri, ochii mei sunt prea goi. Fără tine viața e grea, n-am putere să cred în ea. Ce rece e noaptea mea. Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Dacă pleci, ia-mă și de mine. Și nu mai vrei să știi ce noastră? Da! Hai! Mulțumesc frumos, mai joacă cu mine într-un meu, pe cuvântul meu. Mulțumesc!
Uite așa de frumos ninge în Slănic Moldova. Bună dimineața, dragilor. Noi deja am luat micul dejun aici la Eurovacanța, unde am stat, unde am chefuit aseară. Și acum trebuie să dezăpezim mașina noastră, pentru că toate mașinile sunt doldoră de zăpadă. Cam așa arată. Și e așa de frumos. Și Oleg, avem zăpadă, da? Rece. Este extraordinar. Uitați-vă la mașina noastră. Da, e foarte frumos. Mi-a venit acum un cântic. Care cântic? Iarna aceasta frumoasă e doar a mea și a ta. Iar noaptea asta e magică, ninge între noi dragostea. Iarna aceasta frumoasă e doar a mea și a ta. Iar peste noi acum ninge dragostea. În câteva clipe pornim la drum. Malbița. Și aici în Văslui a nins foarte puțin, dar important este că traseul deja este acoperit cu sare. Deja l-au prelucrat oamenii. S-au pregătit pentru ninsori puternice, ceea ce este foarte bine. Așa se lucrează în România. În Moldova când am ajuns la așa nivel. Unirea face putere. O să o leg.